după ce comunismul și-a făcut casă în România, 13.000 de oameni au intrat în mișcarea de rezistență. Partizanii au luptat ani la rând, sperând că libertatea se va întoarce, iar sacrificiul lor va face țara mai bună. Povestea lui Toma Arnăuțoiu, unul dintre liderii luptătorilor din munți, merită spusă din nou și din nou. Istoria nu e o poveste, ci reflexia propriei noastre conștiințe. Omul și timpul, pe TVR1. We'll be right back.